Stimați prieteni, bună dimineața! Vă salut la o nouă emisiune a președintele, emisiunii președintele răspunde, președintele Igor Dodon răspunde live. Astăzi facem emisiunea live, după cum cunoașteți în această săptămână, o săptămână destul de interesantă, dar așa se primește la noi, la moldoveni, că practic fiecare săptămână este plină de evenimente. A început săptămâna cu deciziile Curții Constituționale, cu hotărârile Parlamentului de ridicare a imunității. Și astăzi avem ședința Parlamentului. Ieri a fost o zi interesantă în Parlament. De aceea sunt mai multe subiecte actuale, teme importante care dumneavoastră mi-ați sugerat ca noi să le discutăm. Am primit mai multe întrebări de la mass media. Eu o să le grupez toate, ca să nu citesc toate întrebările de la fiecare sursă media, pentru că ele se repetă. Noi avem întrebări de la Unimedia, de la Accent TV, de la Sputnik, de la Adevărul.ro, de la Primul în Moldova, de la TV8, Canal 5, un site, Zona de Securitate MD. Site nou? Da. Iar plătit din Occident, să ne plici, cred că. Și de la NTV. Acestea sunt sursele media care mi-au acordat întrebări pentru această emisiune. Eu am citit toate aceste întrebări, le-am analizat. Stimați reprezentanți mass media, practic foarte multe întrebări sau subiecte se repetă. De aceea eu am grupat toate subiectele pe care le-ați abordat dumneavoastră aceste jurnaliștii de la aceste site-uri, televiziuni, în patru blocuri. Primul bloc, consultările cu fracțiunile, a doilea bloc, alegerile anticipate, a treilea, tot ce ține de vaccinare și patru, diverse. Deci eu o să merg întâi pe aceste patru blocuri, o să răspund la întrebările din aceste patru blocuri, după care cei care se uită live puteți să-mi acordați și întrebările dumneavoastră. Deci, consultările cu fracțiunile. După cât cunoașteți, astăzi președintele țării a anunțat că inițiază, conform Constituției, articolul 85, dacă nu greșesc, consultări cu fracțiunile, în vederea aflării opiniei fracțiunilor parlamentare referitor la dizolvarea Parlamentului. În primul rând, nu știu de ce mai Sandu sigur că o să vină fracțiunile, pentru că, din cât cunosc eu, astăzi este ședința Parlamentului. Și am vorbit dimineața cu colegii din Parlament, sunt foarte multe subiecte, sunt vreo 20-30 de întrebări în ordine de zi și vedem dacă reușesc să lese ședința Parlamentului, unde, apropo, trebuie de acordat bani astăzi, modificarea legii bugetului, de exemplu, pentru pensionari. Eu cred că e mai important de acordat bani la pensionari decât de mers la niște discuții care au ca scop dizolvarea Parlamentului și satisfacerea ambițiilor președintelui țării. Deci, vedem dacă o să aibă loc astăzi astfel de consultări, dar mulți mă întreabă ce va fi la aceste consultări. Eu vreau să reiterez foarte clar poziția Partidului Socialiștilor. Poziția noastră la aceste consultări, vor fi ele astăzi, mâine, poimâine, săptămâna viitoare, este una foarte clară. Noi considerăm că nu sunt circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului. Există majoritate parlamentară care este gata să voteze, să investească un guvern care să facă față acestei crize. De aceea, conform hotărârilor precedente ale Curții Constituționale și conform hotărârilor și recomandărilor Comisiei de la Veneția din anul trecut și de anul 2019 și mai înainte, nu poate fi dizolvat Parlamentul atât timp cât există majoritate parlamentară care este gata să investească un guvern. Aceasta va fi poziția socialiștilor la aceste consultări. Mai mult ca atât, vreau să vin cu un mesaj către restul fracțiunilor, către societate, către Curtea Constituțională, care se cunoașteți foarte bine. Și vreau să le amintesc celor de la Curtea Constituțională din componența actuală, plenumul actual al membrilor Curții Constituționale, să le amintesc de experiența nu tocmai bună a precedentului complet al Curții Constituționale. O să vă explic mai detaliat la ce mă refer. Până la dumneavoastră, stimați membri ai Curții Constituționale, au fost alți membri care au aprobat hotărâri contrar voinții majorității parlamentare. Eu vreau să vă amintesc de luna iunie 2019. Atunci când în luna iunie 2019 Curtea Constituțională a declarat că Parlamentul trebuie dizolvat, vă amintesc, la cererea lui Plahotniuc, dar împotriva voinței majorității parlamentare. Acum Maia Sandu, la fel ca și Plahotniuc, vrea să utilizeze Curtea Constituțională ca instrument de luptă împotriva majorității parlamentare. Fac paralelă încă o dată.
În 2019, Plahotniuc a utilizat Curtea Constituțională împotriva majorității parlamentare pentru a dizolva Parlamentul și a fost și o hotărâre a Curții Constituționale, care a spus că poate fi dizolvat Parlamentul. Și a fost și un decret semnat de către Filip în locul președintele, care a spus că Parlamentul e dizolvat și a numit și data alegerilor parlamentare începate în septembrie 2019. Acum o să spun că s-a terminat lucrul ăsta, dacă l-ați uitat. Acum exact același lucru îl face Maia Sandu. Și vreau să pur și simplu să-i aduc la cunoștință celor care au uitat din actualii membri Curții Constituționale. Apropo, acolo majoritatea sunt doi membri a PAS-ului și un membru a platformei DA. Cel puțin au fost delegați acolo ca din partea partidelor acestea. În caz dacă va fi luat acum o astfel de decizie, dumneavoastră credeți că majoritatea parlamentară nu ar putea să aprobe la fel decizii ca în iunie 2019? Să declare stat capturat de către Curtea Constituțională? Uzurparea puterii de stat? Și eu vă amintesc ce a spus Comisia de la Veneția în vara anului 2019. A dat dreptate majorității parlamentare, nu lui Plahotniuc. Și credeți că în situația aceasta va da dreptate Maia Sandu, nu majorității parlamentare? Vreți să ajungem la un astfel blocaj? Haideți să vedem. Dar sper foarte mult că membrii Curții Constituționale, actuali membri, pe care eu i-am felicitat, am participat la depunerea jurământului de câte în calitate de președinte, le-am mânat legitimațiile la fiecare în parte. Eu sper foarte mult că ei nu-și vor schimba de două ori pe lună poziția așa cum și-au schimbat-o în luna sau lunea trecută, săptămâna asta, față de 23 februarie. Eu cred că ei înțeleg acest lucru. Dar dacă totuși vor lua astfel de decizii, atunci majoritatea parlamentară este voința poporului și majoritatea parlamentară nu va permite ca acest parlament să fie dizolvat. Al doilea subiect, alegerile anticipate. Când, cum, în ce condiții? În primul rând, să fie foarte clar, alegerile anticipate nu vor fi, după cum vrea doamna Maia Sandu, în luna mai-iunie, iulie. Nu de ce e că cineva se teme de alegeri. De ce e că suntem în criză, suntem în pandemie. Deja două zile la rând avem peste 2000 de cazuri. Ieri am avut un record negru, peste 40 de decese în Republica Moldova. Cei de la OMS ne spun, specialiștii ne spun că în luna mai vom ajunge la 60-70 decese pe zi. Și la 3000 de cazuri pe zi. În aceste condiții, oare putem merge la alegeri parlamentare anticipate? De ce vreau să anunț foarte clar și să aduc la cunoștință și doamnei președinte Maia Sandu. Noi nu vom admite alegeri anticipate parlamentare în condiții de pandemie. Și noi avem suficiente pârghii pentru a nu admite acest lucru. Mai mult ca atât, vreau să vă informez că nu pot avea loc scrutine electorale atât timp cât nu este acoperire financiară. Este hotărârea Curții Constituționale din anul 2017, atunci când eu am inițiat un referendum consultativ de dizolvare a Parlamentului în calitate de președinte a țării. Curtea Constituțională a luat o decizie. Eu îi dau un podscască la juriștii doamnei Maia Sandu. Probabil nu citesc. Dar uitați în luna iunie-iulie, dacă nu mă greșesc, anul 2017. De Curtea Constituțională a aprobat o hotărâre că nu poate fi organizat scrutin electoral dacă nu sunt prevăzuți bani în bugetul de stat. În bugetul anului 2021 nu sunt prevăzut bani pentru alegerile parlamentare anticipate. Și eu vreau să vă asigur și pe doamna Maia Sandu și pe toți ceilalți că socialiștii nu vor vota modificări la bugetul de stat pentru alocarea banilor la alegeri până când nu asigurăm vaccine pentru oameni. Niciun deputat responsabil, poate cei de la PASDOR, niciun ministru, accentuez, niciun ministru, pentru că dacă cineva crede că va aloca bani din fondul de rezervă a guvernului, unde sunt 120 milioane, banii cei nu sunt pentru alegeri. Banii cei sunt pentru vaccine. Deci niciun ministru, niciun deputat nu va ridica mâna pentru a lua banii de la vaccine, de la medici,
și a dat banii pentru fanteziile electorale a președintelui țării și a celor de la PAS, pentru a merge în electoral. 120 de milioane de lei cât costă alegerile parlamentare anticipate. Asta înseamnă, dacă nu greșesc, la 600.000 de doze de vaccin Sputnik V. O doză vaccin Sputnik, prețul de export din Federația Rusă este 9,9 dolari sau 9,9 euro, adică în jurul de 200 de lei. 120 de milioane împărțit la 200 de lei, asta iese 600.000 de vaccini. Asta sunt 300.000 de oameni vaccinați, pentru că trebuie două vaccine, diferența de 21 de zile. Deci, repet, socialiștii, și eu cred că mai mulți deputați în Parlament, și miniștri, eu să-i rog și o să le aduc argumentele și eu cred că eu să mă audă, și dacă mă privesc, ei înțeleg la ce mă refer, nu alocăm niciun ban pentru alegeri până când nu asigurăm vaccinarea oamenilor. Așa că poate să fie situația că Maia Sandu dizolvă Parlamentul, apropo, o decizie de uzurpare a puterii de stat în contextul hotărârilor din 2019, cu asta o să ne clarificăm separat, anunță data alegerilor, sfârșitul lui mai, iunie sau începutul lui iulie, și nu va putea face alegeri parlamentare începate. Și vreau să văd cum va veni și va cere, luați banii din gura medicilor, copiilor, de la vaccine și dați-le mie pentru alegeri parlamentare începate. Lasă, vină cu așa propunere în Parlament. Și Maia Sandu și cei care în stradă acum spun că, uite, în multe țări, am văzut niște comentarii zilele acestea, că multe țări au loc alegeri. Adică s-a tras o fugă până la Dubai și a pus o doză de vaccină și e rău. Dar oamenii lasă moară. De atâta pentru a-l aduce pe dânsul în Parlament. Noi lucrul ăsta nu o să admitem. Și poate să fie situația că Maia Sandu să-și facă alegeri anticipate parlamentare la dânsa în oficiu prezidențial. În administrația președintelui, în clădirea prezidențială. Și dacă va face acolo alegeri, va pierde alegerile, pentru că au văzut oamenii și nici Maia Sandu deja din angajații președinței. Una se vezi pe la televizor și cu totul altul se vezi în față când nici nu dau bună ziua la oameni. Este așa din gând față și aroganță. Sau las să facă alegerile în oficiu de partid APAS, dar la sigur nu va face alegeri în Republica Moldova. Deci la capitolul alegerii anticipate, ca să spun punct. Sunt foarte multe întrebări, sunt foarte multe subiecte și detalii. Dacă se doresc alegeri anticipate, ele pot fi organizate doar în dialog cu majoritatea parlamentară și doar, repet, după ce va fi asigurată vaccinarea masivă în Republica Moldova. Eu, încă o dată, noi nu o să dăm niciun bănuț, nu o să luăm niciun bănuț de la vaccinare, să dăm la alegeri, până când nu stabilizăm situația în țară. 3. Vaccinarea. Care este situația cu vaccinarea? Sunt multe întrebări din partea dumneavoastră, stimați reprezentanți mass media. La moment, eu am ultimele cifre, la moment sunt vaccinați deja în Republica Moldova 30.722 de persoane. Ultimele 24 de ore, adică ieri, au fost vaccinați 3.277 de persoane. Adică, practic, în 24 de ore, noi deja în anterior erau câte 1.000 de oameni, acum ajungem la 3.200-3.300 de persoane care se vaccinează pe 24 de ore. În stoc, adică în rezervă la ziua de astăzi, sunt 12.000 de vaccine. Săptămâna viitoare sperăm că vor fi vaccine suplimentare. Care este perspectiva cu aceste vaccine? Prima, evident, este, sunt așa numitele ajutoare umanitare, eu o să mă opresc puțin separat la aceste ajutoare. Vă dau câteva detalii. A doilea sunt achizițiile din contul statului. După cum cunosc eu, săptămâna aceasta, până la sfârșitul săptămânii, până la sfârșitul săptămânii, o să fie, da, este, până la sfârșitul acestei săptămâni, va fi asigurat finalizarea procedurii de achiziții trebuie să fie finalizată și săptămâna viitoare trebuie să fie semnate primele contracte de achiziții pe banii statului. Este vorba de cei 137 de milioane de lei care au fost acordați din bugetul de stat. Depinde de preț, cu ce preț vor fi procurate și ce vaccine. După cum am spus, la producător Sputnik V, care este cel mai solicitat acum în Republica Moldova, este în jurul de 200 de lei. Pfizer-ul, care tot este solicitat, în jur de 25 de euro. Adică de două ori și ceva, două ori jumate mai scump. Din câte cunosc eu, prin negocieri directe sau la legătura și cu un producător, și cu altul, și cu alții producători, de aceea cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea fi semnate primele contracte,
Ceea ce înseamnă livrarea până la 40 de zile, livrarea până la 40 de zile, aceasta înseamnă că am putea avea livrarea până la 20 zile, scuzați, ar putea fi livrarea până la mijlocul lunii aprilie. Este vorba de 300-400.000 de vaccine, primul lot de achiziții din contul statului. Eu cred că imediat ce se va semna acordurile, contractele de livrare în baza acestui proces de achiziții, va fi lansat următor. Este vorba de peste 200 de milioane de lei, la prețul, dacă luăm 200 de lei, este 1 milion de vaccini, care ar putea fi achiziționate în cadrul următoarei etape. Și doar după ce vom avea ajutoare umanitare, vor fi semnate acordurile pentru livrarea vaccinului din contul statului, gratis. Doar după aceasta trebuie să apară și vaccinul comercial, adică la companiile private care pot să acorde aceste servicii tuturor doritorilor. Pentru că, în opinia mea, nu putem începe întâi cu permisiunea pentru comercial până când nu facem din contul statului primii pași. Care este situația cu Sputnik V? Am văzut și aici fi toți mă întreabă și văd că și mesajele care vin acum, vin astfel de mesaje. Ce este cu Sputnik V? Au fost câteva adresări. Au fost adresările mele în calitate de președinte în anul 2020. Au fost adresările doamnei Greceanei, președintele Parlamentului, în anul 2021. Am văzut că ieri s-a trezit și instituția prezidențială. Am văzut că și Maia Sandu a declarat că deja vrea Sputnik V, cu toate că anterior încerca să blocheze instituția prezidențială. Când ar putea fi și care este situația? Noi am scăpat momentul potrivit pentru a primi în regim de urgență. În luna ianuarie-februarie, atunci când la noi era aici haos, e clar, generat de instituția prezidențială și când rușii s-au adresat. Am spus acest lucru în acest birou, în cadrul unei emisiuni, v-am arătat scrisoarea din partea Federației Ruse, care a spus, înregistrați-ne de urgență și noi putem să vă oferim 200.000 de vaccine în săptămâna viitoare. Atunci, consilierii prezidențiali au blocat înregistrarea acestui vaccin la instituțiile de stat, împreună cu unii parteneri externi, noi cunoaștem despre ce este vorba. Apropo, este o luptă a vaccinilor mondială acum. Cine împotriva cui și voi știți acest lucru. Și Moldova, instituția prezidențială a hotărât să se încadreze și ea în această luptă împotriva vaccinilor rusești. Și noi în luna februarie am ratat acest lucru. Abia când ne-am implicat noi, inclusiv eu m-am implicat Parlamentul, noi am reușit să înregistrăm vaccinul Sputnik V în Republica Moldova. Care este situația la moment? Eu cred că în următoarele zile, eu nu spun săptămâni, noi vom avea informație foarte clară când, în ce volume și este vorba de donație, cât și cât putem cumpăra destul de rapid, pentru că solicitarea pentru Sputnik V în Rusia este foarte mare. Stau multe țări la coadă în rând să procure Sputnik V. Nu credeți că dacă noi am vrut așa, noi am obținut mâine Sputnik V. Producerea este limitată, cererea este de zeci de ori mai mare decât volumul de producere care poate fi produs. De aceea se organizează producerea mixtă în diferite țări. Acum se începe în Serbia. Repet, dacă învingeam eu la alegeri prezidențiale, vaccinul Sputnik V era în Republica Moldova deja în luna februarie. Dar avem ce avem la situație, la ziua de astăzi. Eu cred că în următoarele zile va fi clar când, cum și ce vaccin. Dar eu vreau să vă asigur, stimați prieteni, că cei care mă privesc, pentru că multe întrebări vin direct la mine, știi, în relațiile mele speciale cu Federația Rusă, cu conducerea Federației Ruse, eu vreau să vă asigur, eu vă promit, stimați concetățeni, că Sputnik V, în timpul cel mai apropiat, va veni în Republica Moldova, va fi accesibil cetățenilor. În primul rând, gratis, din contul ajutoarelor umanitare, din contul achizițiilor de stat și mai departe la SFI și la privat. Eu vă promit că lucrul acesta se va întâmpla în timpul cel mai apropiat. Și credeți-mă, noi ne ocupăm de acest subiect. Eu personal, în calitate de ex-președinte, în calitate de conducere, conducător a celor mai mari partide din Republica Moldova, conducerea Parlamentului, doamna Greceană, personal se ocupă de acest lucru. Restul nu știu. Dar noi ne ocupăm și lucrul ăsta îl vom asigura în timpul cel mai apropiat. Eu vă promit încă un lucru. Eu nu o să mă vaccinez cu niciun fel de vaccin până când în Republica Moldova această vaccin nu ajunge. Eu am posibilitate, eu cel mai probabil săptămâna viitoare voi fi la Moscova, inclusiv pe subiectul ăsta. Eu am posibilitate să merg să mă vaccinez acolo. Dar eu nu mă voi vaccina până când Sputnik V nu ajunge în Republica Moldova. Și atunci împreună cu toți cetățenii vom face vaccin împreună. Al patrulea subiect, din cele care bloc de întrebări care au fost acordate de către mass media, eu o să citesc câteva și să vă răspund deodată. Sunt mai multe aici, diverse, eu l-am numit.
Голова тюк компонента гуверна, с акценты в. Я уверен, что шансы, как голова тюк ажунга премьер-министру, сент дестлуды реали. Я понимаю, что домна президенте Майя Санду се ванка пацана в континуаре, потому что вря античипати, вря мае мульти мандати в парламенту пентру партиду ПАС, и ку кат мае мульт ва инсиста пе ачеста, ку атат мае мульт ва перде проценте и посибилитатя де обцини мандати суплементари. Хотелки нужно оставить дома. Есть государственный интерес. Де чея, я кред голова тюк аре шанс. Оса видим кум, оса видим на че этапы. Noi suntem gata cu componența guvernului, vreau să cunoașteți. Noi suntem gata cu proiectul de program al acestui guvern. Și în caz dacă doamna Maia Sandu semnează astăzi acest decret, dacă întâmplător o să-i ajungă înțelepciunea în sfârșit și o să semneze astăzi acest decret, atunci săptămâna viitoare acest guvern va fi votat în Parlament și va obține 51 de voturi și deja de săptămâna viitoare se va începe munca și stabilizarea situației. Dar eu cred că Maia Sandu, cu regret, acest lucru nu-l va înțelege, ambițiile personale sunt foarte mari și va bloca în continuare și va duce situația la absurd, la haos total. Dar cum suntem în haos, stimați prieteni? Haos generat de instituția prezidențială care nu vrea să accepte stabilizarea situației și votarea unui guvern funcțional. Când v-ați văzut ultima dată cu Șor? Am răspuns la această întrebare anterior, v-am spus în 2014-2013, nici nu mai amintesc. De ce, a treia întrebare, de ce am părăsit sala în timpul votării pentru gros. Ne temem că cineva va vota? Nu. Acum să ne temem că cineva va vota, dacă au semnat toți deputații noștri, toți 36, nu era al 37-lea Victor Viorel Bologan, care a plecat la Qatar, cunoașteți că el locuiește în Qatar, este antrenorul selecționat de Qatarului la șah, și era plecat la Qatar și nu a putut ieri semneze. Dar noi ieșit din sală, toți au semnat pentru Golova Tiuc, nu era niciun risc că o voteze cineva pentru gros. Dar noi am vrut să demonstrăm că domnul Grosu nu are susținerea nici la un deputat în Parlament. V-ați văzut că ei singuri s-au încurcat în declarații. Văd ieri că au declarat că PASă nu vrea să voteze pentru candidatul propriu. Deci cu joc asta. Oamenii mor, țara arde, dar voi vă jucați de politică, de țara în bun jucat, împreună cu președintele vostru. Nu cum se poate așa? Ce fel de atitudine aveți voi față de oameni? Nu puteți. Închideți-vă în instituția cea prezidențială, ați câștigat mandatul de președinte, stați acolo, v-am făcut reparații, condițiile sunt bune. Dați-vă, dați voi nouă să rezolvăm problemele oamenilor. Dați voi parlamentul să numească un guvern să ne mișcăm înainte. Când vor fi alegeri anticipate? Eu am menționat deja că noi nu vom accepta și vreau încă o dată să fie foarte clar. Până când nu vor fi vaccinați de facto 300-400 de mii de cetățenii Republicii Moldova, având 1 milion de vaccine deja în țară, procurate și livrate, până când nu vor fi aceste două obiective atinse, alegerile anticipate nu vor fi declanșate, indiferent de dorințele doamnei Maia Sandu. Повторюсь. Moldovei не будут организованы досрочные парламентские выборы, пока мы обеспечим вакцинацией минимум 300-400 тысяч человек. И чтобы 1 миллион вакцин был доставлен в Молдове. И хачульки президента никак на это не повлияет. У нас есть достаточно инструментов, я не буду сейчас раскрывать все. Я сказал только про несколько инструментов в начале этой передачи. У нас есть еще дополнительные возможности заблокировать хачульки президента. Поэтому пока не будет обеспечено эти показатели массовой вакцинации и достаточно вакцин, то никаких досрочных выборов не будет. Ка термин. Доклому медиук ерем авут 3 медиуами вакцинация. Чин самны 300-400 медиуами. Сан самны 100-150 дизили. Са 3 луни, 4 луни, шай? Авем луна апрели, май, юни. Дака ла мижлоку луни юлии o să avem 300 de mii de oameni deja vaccinați, 400 de mii. Repet, ei trebuie să fie vaccinați cu două vaccine. Adică cu două. Prima se spune și a doua vaccine se spune în dependență de vaccin. Pentru că la Sputnik e 21 de zile, la AstraZeneca e 8 săptămâni până la 2, adică 2 luni sau 2 luni jumate sau chiar 3 luni, în funcție de vaccin. Adică dacă noi vrem și obiectivul este 300-400 de mii, asta înseamnă că îmi trebuie 100 de zile în caz dacă avem vaccinile în stoc. Câte 3.000 pe zi.
Las să ducem la 5.000 pe zi, de exemplu. Tot una trebuie 100 de zile. 100 de zile, asta sunt 3 luni. 3 luni vaccinare, după aceasta vedem cât avem vaccinare, vedem câte vaccine sunt în stoc, procesul merge înainte, am oprit valul, după aceea ne așezăm și vorbim de alegeri parlamentare începate. Adică, teoretic, în luna iulie, după ce stabilizăm situația, ne așezăm, asta în cazul dacă nu se votează guvernul. Dacă se votează guvernul, avem timp mai mult. Stabilizăm mai repede. Dacă nu, în luna iulie ne așezăm și discutăm cum putem să facem alegeri. Dacă începem cu luna iulie, sunt minimul 60, maximul 90 zile, atunci alegerile sunt în octombrie. Nu mai târziu de octombrie-noiembrie. Asta sunt termeni. Care sunt prioritățile pentru următoarele luni? Haideți să ne uităm din nou foarte clar. Avem două variante. Una se numește Guvernul Govolatiuc, a doua nu se numește Guvernul Govolatiuc. În caz dacă se numește Guvernul Govolatiuc, cum am spus, săptămâna viitoare, deja acest guvern, dacă Maia Sandu semnează decretul astăzi, săptămâna viitoare acest guvern va fi investit. Și, stimată doamnă președinte, nu trebuie să vă temiți de investirea Guvernului Govolatiuc. Asta e responsabilitate mare pe noi. Asta e responsabilitate mare pe guvern, pentru că el nu poate să dai vina deja pe nimeni dacă o să fie guvern. Pentru că toate atribuțiile vor fi la ei. De ce vă temiți? Eu să fi fost președinte în locul dumneavoastră, eu în luna februarie, vedem că este majoritatea parlamentară care vrea guvern. Îi semnam, hai mergeți înainte. Luați-vă responsabilitate. De ce vă temiți? Dați voi majorității parlamentare să asume responsabilitate. Situația dificilă. Situația e foarte dificilă. Și noi atât de simplu de stabilizat. Chiar și cu guvern cu toate atribuțiile. Deci riscul este nostru. Și noi sunteți pe cal alb, stați într-o parte și ne criticați. Criticați guvernul, de ce vă temiți? O să vedeți că o să iasă invers tot ceea ce ați început dumneavoastră cu jocurile acestea, că vreți mandate suplimentare pentru PAS pe trupurile oamenilor. Și ceea ce faceți dumneavoastră învinuiri că Parlamentul este toxic, repet ceea ce am spus ieri. Adică când e guvernul nostru e toxic, dar când e votat pentru grosul nu e cu toxic. Standarde duble, ca de obicei. Ce se întâmplă în caz dacă nu este numit guvernul și care sunt prioritățile? Cu ce o să ne ocupăm noi? Eu cred că sunt 4 priorități de bază cu care se vor ocupa socialiștii împreună cu Parlamentul. Guvernul, cu regret, nu poate fi responsabil de această situație pentru că nu sunt atribuții. Prima este vaccinile. Prioritatea numărul 1 pentru următoarele săptămâni este să aducem în țară cât mai multe vaccine. Ajutoare umanitare, achiziții de stat, nu contează, să fie cât mai multe vaccine. Eu săptămâna viitoare voi pleca la Moscova. Dacă e necesar, voi pleca și în China, și în Turcia, peste tot. Apropo, președintele nu trebuie să adă cocoțat în clădire și să războiască cu Curtea Constituțională și cu Parlamentul. Ea de mult trebuie să plece la ruși. O primește Putin, nu o primește. Se bată la toate ușile. Oameni buni, dați-mi vaccin. Dați-mi vaccin că moare țara. Dacă se ocupă președintele nostru. E care o sută de zile peste câteva săptămâni, să începutul în aprilie, o să fim cu informații așa detaliată ce s-a întâmplat în aceste 100 zile. O să văd raportul ei întâi, cu ce o să se laude. Dar oamenii cred că simt deja că lucrurile s-au schimbat spre rău. Dacă anterior oamenii aveau o anumită încredere în ziua de mâine, azi nu este încredere în ziua de mâine. Azi e haos. Azi e bardac generat de instituția prezidențială. Cu regret, oameni buni. Nu vreau să-mi vinuiesc pe nimeni. Asta e realitatea și oamenii lucrul ăsta simt. Deci, dacă guvernul nu va fi investit în perioada imediat următoare, sunt câteva lucruri. Prima, vaccinile. Și eu o să mă implic inclusiv personal. Prin orice posibilități, orice fundație de benefacere și așa mai departe, o să fac tot posibil să aducem vaccin. A doilea este bugetul de stat. Cunosc la colegii de la Ministerul de Finanțe că casări la buget sunt destul de bune. Sunt în creștere față de anul trecut. Dar aceasta nu trebuie să ne liniștească. Pentru că criza este încă în față. De aceea eu am solicitat de la deputații socialiști urgent să pregătească modificări la bugetul de stat, rectificarea bugetului de stat pentru anul 2021. Realocarea resurselor pentru acoperirea necesităților, în primul rând, în lupta cu pandemia. De aceea a doua prioritate este rectificarea bugetului. A treilea este ajutarea pătrilor social vulnerabile, ce e vorba de veterani, de pensionari, de oameni cu dizabilități și așa mai departe. Și aici noi am venit cu câteva inițiative importante socialiști, inclusiv azi vor fi votate în Parlament. Indexarea pensiilor, ajutarea oamenilor bolnavi și așa mai departe. Și a patrulea obiectiv este să ne gândim cum să dăm un impuls mediului de afaceri.
Noi trebuie să ne gândim cum statul totuși anul acesta să facă investiții în economie, în drumuri, în aprovizionarea cu apă. Avem 500 de milioane de lei în buget, trebuie să le investim în aprovizionarea cu apă. Nu putem stopa îngheța economie, de ceea că suntem într-o situație dificilă. Va fi necesar, trebuie să ne împrumutăm. Trebuie modificat legea cu privire la Banca Națională. Noi avem rezerve la Banca Națională, trebuie să fie utilizate pentru stabilizarea economiei. Uitați, noi suntem pe sacul de bani, 3 miliarde și ceva, 4 miliarde rezerve de dolari. Și acum căutăm în afara țării 300-400 de milioane de dolari ca să acoperim deficitul și când banii îmi trebuie. Toate țările în această perioadă s-au împrumutat pentru a face față. Noi trebuie să facem acest lucru. Noi trebuie să găsim bani și ei sunt, inclusiv în interiorul țării, și să-i dăm să investim în economie. Să investim în afaceri pentru a da un șansă economiei să dezvolte. Acestea ar fi prioritățile care eu le consider pentru următoarele 2-3 luni. Și după ce facem aceste lucruri, după asta vom vorbi și despre alegeri parlamentare anticipate. Acum haideți repede să vedem dacă sunt ceva întrebări. Așa. Vreau 10 minute răspund la întrebări. Așa. Так, Ирина Гордына. Так, что же делать? Какой выход? Ирина, вы, наверное, спрашиваете насчет нынешнего ситуации тупика. Ну, мы уже поняли, что президент самоустранился, и у нее одна задача – распустить парламент. Не для того, что ей парламент не нравится. Знаете, почему ей не нравится этот парламент? Я объясню. Ей не нравится этот парламент, потому что у нее в этом парламенте всего лишь 15 депутатов. Если бы в этом парламенте у нее было 51 или 50, и был бы в этом парламенте тот же Шор, для нее это бы не было проблем. Ей не нравится парламент, потому что она надеется, что в следующем у нее будет большинство. Нам, для нас, не проблема досрочная, но не по трупам, не в условиях пандемии. Так что же делать? Какой выход? Выход нам, социалистам, вместе с коллегами в парламенте, работать для того, чтобы люди не страдали. Не обращать внимания на президента, изолировать ее от политических процессов и работать дальше. Женя Катан. Игорь Николаевич, вам прими типаж тюмей делей, респондез в рук. Домна сау домну Катан, пробабил домна Женя. Домна Катан. Ачасте леджи, сау ачест контрибуции, ачест ажутор тюмей делей ла сарбаторле типаж. Афхоз вотат ин луна течембри ла инициатива ностра социалиштлор. Și este inclus în bugetul de stat pentru anul curent. Deci, răspunsul la întrebare, da, de sărbătorile de Paști, pensionarii care au pensia mai mică de 4.000 de lei vor obține 1.000 de lei ajutor unic. În afară de aceasta, începând cu 1 aprilie, indexarea pensiilor, tot la inițiativa Partidului Socialiștilor, votată de toți deputații din Parlament. Apropo, noi am ieșit cu inițiativa și au votat-o toți. Va fi acordat indexarea 3,89%, adică aproape 4% indexarea pensiilor la 1 aprilie. Nina Pulbere-Scutaru, în afară de vaccine, faceți contracte de achiziție medicamentelor de testare, de tratare coronavirusului, sunt foarte eficiente. Doamna Pulbere-Scutaru, sunt de acord cu dumneavoastră. Avem aici o problemă, procedura de achiziții și probabil vom sugera colegilor din instituțiile guvernamentale să beneficieze de atribuțiile sau de competențele Comisiei Situații Excepționale pentru a procura, pentru o procedură mai simplificată, aceste medicamente de tratare a COVID-ului. Cunosc acest lucru, cunosc că sunt unele probleme, pentru că știți care e procedura de achiziție. Se anunță, este învingătorul, cineva atacă și s-a blocat livrarea medicamentelor pe o lună, două luni de zile. Pentru a evita aceste blocaje, trebuie să mergem cu Comisia Situații Excepționale. Marina Mavrogheni, вы правительство, президент и парламент. Вы правительство, президент и парламент. Покажите пример населению и провакцинируйтесь первыми. Это будет правильным и достойным примером для страны. Марина, я думаю, что это не проблема. Я знаю, что большинство хотят вакцинироваться. И, как я уже сказал, когда поставим вакцину в Республике Молдова, она появится в ближайшее время, я имею в виду российскую вакцину, то, конечно, нужно показать пример. Я готов этот пример показать. Я думаю, что другие тоже. Но нужно сначала дать возможность тем, которые находятся в первой линии. Петру Куртис. Cum rămâne cu termenul de 3 luni și cele 45 zile? Dacă nu se respecte termenul, să avem parlament veșnic? Domnul Petru. Dizolvarea parlamentului este o penalitate pentru parlament. Adică
așa, moldovenește vorbind, țărănește, îi dai afară pe deputați dacă nu lucrează. Dar deputații vor să voteze guvern. Și sunt 51 deputați, mai mult de 51, care au zis că noi suntem gata să votăm în guvern. Atunci, de ce trebuie dizolvat parlamentul? Pentru că este năgâțul, ambiția unei doamne, domnișoare, care stă în, acum în funcția de președinte, nu este corect. Și asta spune toate normele internaționale și Constituția spune acest lucru. Parlament este majoritate parlamentară. Vrea să voteze un guvern. Președintele nu acceptă acest candidat. Dar nu-i treaba președintelui să accepte sau nu. E obligat să accepte. Și nu are aici nimic 45 sau 90 de zile. 90 de zile e obligat să dizolve parlamentul dacă parlamentul nu-i gata să voteze guvern. Asta este simplu. Asta e la suprafață. Și ce se întâmplă acum în Republica Moldova, dumneavoastră înțelegeți. Este o ambiție personală a cuiva. Ruslan Gazmatov. Adresați-vă la procuratură când vedeți că este încălcată legea. Domnul Gazmatov, evident că ne adresăm și au fost adresări și vor fi adresări și în continuare. Maxim Казак, что с законом о статусе русского языка? КС отменил, и вы обещали новый законопроект, когда он будет в парламенте проголосован. Максим, законопроект уже есть. Мы провели консультации со всеми, и социалисты уже зарегистрировали, если я не ошибаюсь, и будет поставлено на голосование в ближайшее время. Федор Пламадяр, че фолос, дака сивор вакцина 300 000 персоани в афиу пред ковиду? Domnul Plămădear, de ce spun cel puțin 300.000? Și am menționat, în stoc trebuie să fie 1 milion de vaccine care permite vaccinarea în continuare. Pentru că dacă noi vom vaccina 300.000 din prima linie, ca să știți, pentru a vaccina toți angajații de stat care sunt în prima linie, medici, sunt în jurul la 40-50.000, profesori, polițiști, profesorii sunt 60.000, polițiști, nu, îmi trebuie undeva la 150-170.000 de vaccini. După aceasta începem persoanele care au anumite boli cronice de la o anumită vârstă. Și dacă facem 300-400.000 de vaccini, atunci noi practic primul val l-am oprit. Pentru că, în primul rând, cum se blochează spitalele? De către cine sunt blocate? Acum sunt pline toate secțiile de terapie intensivă. Ele sunt arhipline de persoane în vârstă, persoane cu anumite boli cronice, care stau acum cu masca de oxigen și sunt pe patul de moarte. E ca pe cei trebuie vaccinați, grupele de risc. Dacă am făcut aceste lucruri, noi am scos presiunea de pe sistem medical. Dacă îi vaccinăm pe aceste grupe, gata, medicii au mai puțin de lucru. Asta trebuie să facem. Și paralel să mergem cu vaccinarea. Atunci putem reveni la discuții politice. Asta este sensul la 300-400.000. Dumitru Ignasov, domnule președinte Dodon, vreau să răspundeți sincer. Există vreo persoană curajoasă în țara asta să ceară să se facă publică dovada existenței integrale a ajutorului românesc de 100 milioane euro, confirmat de președintele României, domnul Klaus Iohannis, la 29 decembrie 2020. Domnul Dumitru, eu vă promit că eu am să aflu toate detaliile și în următoarea emisiune o să vă dau pe puncte, dar acestea nu sunt, Carmina, notează, te rog, și consilierii să-mi pregătească, dar aceste 100 milioane nu este un ajutor nou care l-a declarat Iohannis. Este un ajutor declarat vreo 4-5 ani în urmă, că o să vă dăm 100 de milioane și în fiecare an cu țărâita din trâns se utilizează pentru diferite scopuri. Asta nu e 100 de milioane nou, pentru că mai atunci a ieșit și românii ne-au dat 100 de milioane. Nu e așa. Este un ajutor promis 4 sau 5 ani în urmă și în fiecare an câte puțin ne dau niște ajutoare din așa numitul ajutor de atunci. Deci, dar detaliat, eu vă promit, o să vorbesc cu colegii din guvern și săptămâna viitoare o să vin cu informații detaliate pe acest subiect. Ion Agapi. Parlamentul va vota azi declarație cu privire la dezacordul dizolvării. O, e că noi suntem în ședință, da? Ce reprezintă aceasta? Reprezintă un lucru foarte simplu. Țara, la noi, Republica, este parlamentară. Nu Republica Prezidențială. Și nici de cum Republica PAS. Și dacă Republica Parlamentară astăzi, Parlamentul, va vota o declarație că nu este de acord cu dizolvarea Parlamentului, atunci Maia Sandu poate semneze câte decrete vrea. Pentru că fără majoritate parlamentară și fără guvern nu face niciun fel de alegeri. Asta e o poziție foarte clară a majorității parlamentare. Valentin Kiforishin. Скажите, пожалуйста, что будет с таможенными пошлинами после 30 марта в Российской Федерации? Ведь для нашей страны от этого очень важно. Очень хороший вопрос, Валентин. Я знаю, что Зинаида Петровна Гречаной обратилась на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для того, чтобы продлить беспошлинный
поставки, беспошлинный экспорт наших товаров в Российскую Федерацию. И я попросил его премьер-министра Чокоя, и он написал письмо на имя Мишустина. Мы надеемся, что наши российские коллеги рассмотрят эти два обращения и со стороны первого лица в стране, это председатель парламента, и со стороны действующего премьера, для того, чтобы все-таки была дальше возможность нашим производителям поставлять свои товары на российский рынок. Ну, президент ничего не просил, он может просить только американцев и европейцев, и, наверное, не занимается, и не интересны ему эти вопросы, но мы будем стараться эту проблему решить. Стимас приятен, очестив хосен треберли, юва муцумеск, бовре санатате, тоту в афибине. Noi vom face tot posibilul, credeți-ne. Chiar dacă cineva se joacă de țară, se joacă de politică, noi suntem oameni responsabili, vom face tot posibilul ca să răspundem la cerințele dumneavoastră și o să ne ocupăm cu problemele cu care dumneavoastră ne rugați să ne ocupăm. Nu o să lăsăm în nevoie, nu o să ridicăm mâinile să cedăm cuiva, o să fim alături de voi. Sănătate, succes și cu Doamne ajută! Mulțumesc!